Ei, salutare, prieteni, eu sunt X-Raker, bine v-am regăsit la un nou episod de Pack Opening pe site-ul utcoinsbets.com. Site-ul îl aveți în descriere. Încă ceva, s-a băgat ceva super șmecher aici. Football Battles, pariez o miză, uite, de exemplu, punem 10.000 și așteptăm alt jucător să intre, să vedem, nu știu exact în cât timp va intra. Asta e marea problemă, dar nu cred că va dura foarte mult. Noi ne așteptăm adversarul. Și să vedem cine va câștiga duelul ăsta de la Football Battles. Dar între timp s-a găsit și adversarul, mă joc de ceva timp cu el aici, nu înțeleg de ce nu mai pornea muzica de fundal. Ai, 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 nu cred. Da, am 4-1, în 2 minute cine câștigă. Până la urmă am căutat mai mulți adversari, am pus miza 10.000 doar. Pentru că pe 10.000 nu găseai, mi-am dat autogol, nu cred. Haide, bun, că îl mănânc. Opa, da, 5-2, așa, da, e altceva așa. 5-2, hai cu 6. Hai cu 6-2, nu-ți dă autogol. Nu-ți dă autogol, bun. Mai are unul la dispoziție, mi-a dat autogol. Băi, nene, nu cred. Ai, 6-4, trebuie să ne concentrăm acum. 6-5, nu, nu se poate așa ceva. Bun, băiatule, 7-5, altă viață. Altă viață că i-am dat și următorul gol, 8-5. Ce frumos! Este tensiune mare, da! Haide, hai să-i luăm banii! Nu-ți da autogol! 9-6, multe goluri și spectacol! 10-6, mare 40 secunde, timp e să revii! Ia uite, cum îmi dau din nou autogol? Timp e să revii, bine! Și-a dat și el! 11-7, 4 goluri diferență, hai să fac 5 goluri diferență și nu mai are timp. Cred că efectiv nu cred că mai e timp. Bun. No. Ia uite cum își dă autogolul. Bun, bă, băiatule. 7 goluri diferență, timp mai era destul, eu am zis că nu mai e timp, dar poți să dai un gol la 3 secunde lejer. Poți să dai un gol lejer la 3 secunde în fața lui Alex, avem 17-7. Nu, no, am pierdut aici, Alex nu știe ce să mai facă, bară și golațo. Da, ăsta chiar a fost, cred că, cel mai disputat gol. Bine, și a renunțat Alex, probabil câștigăm. Ați văzut cum este și cu Football Battles, trebuie să te bați cu adversarul și cine dă cele mai multe goluri câștigă. Avem aici pachete noi, New Year Pack, 100.000 pachetul, hai să cumpărăm să vedem ce prindem, pentru că ne dorim jucători buni, este nimeni altul decât... Haide mă! Tosun, Vidra, mulți jucători în schimb, 51.000. Nu e bine, mai au două astfel de pachete. Să vedem dacă vom ieși pe plus la pack opening-ul ăsta, la trecută n-am ieșit din câte știu eu. Dar acum trebuie să ieșim neapărat la icon, acolo trebuie să câștigăm ceva, sigur sunt și avem șanse. Canales, l-am și eu în echipă, Belușii, 120.000, iată că suntem pe plus. Pachetul ăsta e pe plus. Următorul pachetel de 100.000, Happy New Year! Happy New Year, dă-le și nouă ceva pentru un an cât mai fericit, bala zici. 52.000, n-a fost cine știe ce. Mai vreau să dau puțin aici la higher and lower. Data trecută m-am mâncat. 9.000, 9.000. Nici 200.000, punem 60.000. Haide să vedem. Higher! Am pierdut. Nu cred. Nu cred așa ceva. Din prima? Între 75 și 99 jucători. Mai punem încă 70.000. Normal ar trebui să fie peste. 86. 99 e maxim, dar nu cred că îmi dă. Bun. Și acum higher, tat. Bun. Câștigăm. Ne scoatem banii. Asta e bine și mai vreau să merg aici la 7, aici să jucăm tot între 70 și 99, am pus 1000 de coinsuri, nu cred, doar 1000 și am pierdut din prima, mai bine așa, punem 47.000, David Silva, lower, 75, e cel mai mic posibil, 82, mergem pe un lower, 77, mergem pe un higher, 86, să fie tot sub ar trebui să fie, 79, bun,
Nu spune, da? Și aici, normal, statistica ar trebui să le dea jucători peste, pentru că sunt de 75 până la 99. Higher. 81, da, și câștigăm 329.000 de coins. Am pus 47.000, bun. Așa, da. E, altă viață. Altă viață în aceste momente. Pachetele, ce mi-au mâncat viața? 10 pachete, cumpărăm 3 milioane de coinsuri. Astea sunt pachetele, ce mi-au mâncat viața? Trebuie să câștigăm multe, mulți icon, hai! Oh, iată și vine din prima, Yashin! Bun, cât valorează băiatul ăsta? 435.000, Coutinho, Miller, e bine, 596.000. Suntem pe aproape dublu profit aici. Asta e bine, avem 10 astfel de pachete. Nu cred că... Dacă începem așa bine, ar cam trebui să ieșim pe plus. Aspilicueta, dar să nu ne complicăm. Și asta e pe plus. Pentru că doar aspilicueta e 300 de mii. Pachetul ăsta. Pachetul ăsta adune profitul în aceste momente. Vreau un nou legendă, un Șefcencu ceva. Hai, Hagi chiar. Casemiro, și asta e scump. Nu, doar 131 de mii Casemiro. Pachetul ăsta n-a fost pe placul meu. Ultimul să vedem. Pentru că pachetul ăsta nu ne-a adus profit, ne-a adus pe minus, dar a câștigat la celelalte. În continuare suntem bine. Gareth Bale, 289.000, puțin pe plus, puțin pe plus. Asta e bine. Deci trebuie să facem din nou 4 milioane de coins, 4 milioane, 200.000 de coins, sau ceva în genul. Cât aveam acolo, din nou Gareth Bale, 289.000, din nou profit Gameiro, Pazzini. Ar că ar trebui să fie un pachet ce... aceste 10 pachete să ne aducă profit normal, așa ar trebui. David Silva, 90, 170.000, Courtois, 47.000, Forster, Musomba. 3 jucători special, dar nu ne-a dus în 300.000. Ciudat. Ciudat de nașpa, pentru că acest pachet costă 300.000 de coins-uri, pachetul ăsta. O, Alvaro Morata, 86, 203, bun, 370.000 și cu Beto aici. Asta e bine, Cahill, Lopez, Johnny, Amat. Încă 3 pachete. Încă 3 pachete. Nu cred că o să fim cu mult pe plus, dar cred că o să fim pe plus dacă nu ne dăm încă o legendă. Salah, 85. 140.000, Hernandez. Ah, pachetul ăsta a fost nașpa. Pachetul ăsta chiar a fost nașpa. Nașpa rău. Dacă ne mai dă o legendă, suntem cu ceva mai bine pe plus. Hai mă, ne-a dat în prima legendă și nu ne mai dă cu Higuain, 91. O, Higuain, Rafael Costici, l-am luat și eu pe Rafael în FIFA, 380.000, ceea ce e bine, deci în aceste momente ne-am cam făcut coinsurile, cam tot acolo suntem. Vine Pianici. Da. Deci, cam aceleași coinsurile avem. Pachet de Halloween. Să vedem dacă din nou pachetele astea avem noroc. Să nu uităm. Data trecută am câștigat o legendă aici. Nu, acum 2 episoade, dacă nu mă înșel. O legendă. A fost un pachet fenomenal. Ne-a adus vreo 500.000 de coinsuri pe plus. Adică a fost nebunie. Bender. Asta este. Ia să vedem dacă mai găsim ceva pe aici, să ne mai jucăm cu cineva. Nu e nimeni, din păcate. Acum să se joace, dar trecem din nou la pachetele noastre sau vreau puțin să dublez pe aici. Pe roșu... s-a închis. Deci dacă îmi dai roșu, te omor. Te omor. Hai să vedem. Câștigam sau pierdeam? Eram pe... pierdere, bun. Da, eram pierzător. Normal și de drept. Ar fi verde. Normal și de drept. Dar punem și 153.000 pe roșu. Hai să vedem. Oricum, dacă e roșu, tot suntem pe plus 100.000. Dacă e verde, suntem jupâni. Dacă e negru, am pierdut 200.000 de coins. Să vedem. Să vedem ce se dă. Nu prea e verdele pe aici, nu se arată. Nu cred. Ne-a rupt. Să ne recuperăm banii, nu de altceva. Nu de altceva, trebuie să ne recuperăm banii. Și mai pun 75.000 pe verde. Gata. Nu-mi da negru. Verde nu mai are cum să fie. Da, nu mai joc. De aici cine să spice de aici? 25.000 pachetul ăsta.
Ne pică cante, am scos banii. Nu ne pică cante, n-am scos banii. Hai să vedem. William, și cred că ne-am scos bani. Doar 5800. Slăbuț, 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 slăbuț. Încă 10 pachete de genul și vom încheia. Data trecută am început cu un icon. Acum să vedem ce facem. Haide, tati. Haide. Depay. 68.000, 43.000, dacă l-a scos ăștia 40.000. 3 team of the week și i-am scos doar 100.000. Suntem 100 și ceva de mii pe minus. Nu-i nimic. Mesut Ozil 89, oaleu, oaleu și Rooney. Băi, tată, tu ești, e supărat pe mine. Nu vreau să fie așa. E că am supărat pe mine câteva de eu. Marez. E supărat rău, Insigne, Kostic. E supărat rău. Două legende ne salvează. Două legende, doar două legende ne salvează. Altceva n-avem ce. Salah. Bun Salah, dar restul după Salah ne-au dezamăgit. Din nou pachetele astea ce trebuie să fie bune. Trebuie bune să fie. Oh, și iată că vine Deco 85. Bun. Deco ar trebui să fie 475.000 de 625. Fellaini, Haller, Javi Fuego, Butko, Suarez, bun, Deco, legendă. Prindem două legende până acum. Portughezul Deco, iată, ne salvează pentru moment. Mai departe, aleu. Nu cred așa ceva, ne-a mâncat aici. Și-a bătut joc de noi. Încă patru pachetele. Încă patru pachetele și ne vom opri. Tolisso. Na, ne-a dus în minus. N-are ce să ne mai dea ca să fim pe plus. Nu cred. Nu cred că ne mai dea o legendă din trei pachete niciodată. Asta e părerea mea, dar să vedem. Sterling, 285.000. Și nu facem din 2, 4, 6 jucători, nu facem 300.000. Nu facem 15.000 de coins din 6 jucători. Păcat. Păcat, haide. Ribery, 87. Slab. Slab din nou și ultimul pachet. Oleu, ne-a dus rău. Am pierdut ceva aici la pachetele astea. Chiar am pierdut. Walker 83 RB. Coma. Da, prieteni, aici se va termina episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Cei de la Uite Coins, cum spuneam, au băgat o nouă opțiune. Football Battles. Pariezi 10.000 de coinsuri maxim. Ai 10.000, 5.000 și 1.000. Și te bați cu băieții. Cine câștigă ia coinsurile. Eu am fost Xbreaker. Nu uita să apăsați butonul de like, am câștigat două legende în pe opening-ul ăsta. Mai avem 3 milioane de coinsuri. Planta viitoare, toate cele bune. Pa, pa.